13 iulie 1921, 101 ani de când regele Ferdinand a semnat decretul regal prin care corpul experților contabili și contabili autorizați a luat naștere în România. Acest eveniment este deosebit, cel puțin este sărbătorit de către membrii corpului experților contabili cu deosebită atenție, întrucât acest corp al experților contabili este înființat în baza unui decret semnat de regele Ferdinand în 1921 și anul trecut s-au împlinit 100 de ani, de fapt am intrat în al doilea centenar privind această perioadă. Astăzi, la Slatina, contabilii și experții contabili din județul Olt, alături de reprezentanții unor instituții publice, au marcat începutul unui nou secol de activitate. Este un motor de funcționare, este un motor care nu poate lipsi dintr-o activitate economico-financiară, este baza activității economico-financiare, el răspunde, știe întreaga desfășurare a activității economico-financiare a unui agent economic, a unei instituții publice. De fapt, rolul lui se vede și în viața de zi cu zi. Consider că și contribuția dumneavoastră în dezvoltarea noastră ca națiune este una foarte importantă, unanim recunoscută și nu cred că spun cuvinte mari în acest fel și din acest motiv, dar și pentru, având în vedere atribuțiile mele ca prefect la nivel de județ, cea de garant a respectării legii, vă consider parteneri, profesioniști și de încredere, având în vedere și atribuțiile dumneavoastră în asigurarea și implementarea legislației din domeniul economico-financiar. În relația cu instanțele de judecată, activitatea dumneavoastră se concretizează în întocmirea rapoartelor de expertiză în cauzele în care sunt necesare astfel de probe. Potrivit evidențelor noastre, că am venit și cu astfel de evidențe, am constatat că în anul, de exemplu, în anul 2021, în 126 de situații s-au desemnat experți contabili, iar în jumătatea anului, la jumătatea anului 2022, 56 de desemnări s-au realizat în dosarele noastre. Asta înseamnă că tot în atâtea situații au fost necesare opiniile dumneavoastră de specialiști, tocmai pentru a putea să fie soluționate cauzele civile și penale cu care instanțele sunt învestite. Rolul unui expert contabil este vital într-o societate comercială. El este, practic, motorul unei societăți și omul care deține informația dată de cifre și cel care ține în viață o afacere. Un expert contabil trebuie să fie conectat în totalitate la sistemul informațional, întrucât are nevoie în desfășurarea activității pe care de întreg sistemul, de toate informațiile din sistemul informatic, cât și baza de date legislativă sunt necesare și acestea la ora aceasta se perfecționează foarte repede, la care noi suntem obligați ca experți contabili să fim în trend cu ele. Ar trebui să aibă multă răbdare și să studieze în primul rând tot ce apare, pentru că dacă nu ești la curent cu tot ce apare, nu ești adevărat un expert contabil. Deci a doua chestiune, trebuie să știi să aplici acea legislație la fiecare loc de muncă, pentru că este o legislație generală, dar fiecare o interpretează în felul lui acolo unde își desfășoară activitatea. Dacă nu există o colaborare între conducerea unei firme și partea de contabilitate, de economie, ca să zic așa, este foarte greu să pătrunzi la nivel înalt, ca așa la un nivel mediu sau așa, tot particip, dar dacă nu ai această colaborare aproape zilnică, cel puțin eu cu clienții mei, am telefonul întotdeauna deschis, orice problemă apare la ei sau la mine, ne colaborăm, sunăm, stabilim ce trebuie făcut. La
finalul evenimentului, cei mai performanți contabili au fost premiați ca formă de recunoaștere și prețuire a activităților profesionale.